Doamnelor și domnilor, suntem în săptămâna patimilor, a suferințelor. Celui care a făcut posibil ca noi să avem o identitate îndumnezeită. L-am ascultat cu frățietate. Nu ne cunoaștem de azi de ieri, iar luarea mea de cuvânt vine doar să întregească ceea ce a spus, pentru că asemenea momente al întunericimii istoriei nu trebuie uitate, nu trebuie abandonate. Noi nu facem recurs la memorie doar pentru a ne tângui. Facem recurs la memorie pentru a înzdrăveni starea de moralitate publică, internă sau internațională, paranteză la ceea ce a declarat președintele Biden, colegul nostru n-a amintit reacția lui Erdogan. Domnul Erdogan a cerut lui Biden să-și retragă cuvântul. Ca și cum 1,5 milioane de armeni, oameni ai focului, un popor ancestral, născut toată cu timpul, la fel ca și sorgintea noastră străbună, n-ar fi existat. Am fost foarte atent la comparația pe care a făcut-o cu privire la elementul, nu compozit, elementul bine structurat al poporului român și vă spun cu toată seninătatea sufletească a acestui moment. Nu numai dumneavoastră v-ați găsit loc în sânul, în vatra, în cuibul neamului românesc. Să nu uităm ce s-a întâmplat în Imperiul Bizantin pe timpul iconoclastiei, când sute de mii de la sud de Dunăre fugeau din Imperiul Bizantin pentru a-și găsi adăpost în acest spațiu. Așa s-a întâmplat și cu armenii năpăstuiți care și-au găsit loc datorită faptului că aici se lăsuiește un popor blând, iubitor și a toate primitor, cum spunea Eminescu. Numai omenia și bunătatea acestui popor a permis ca noi să fim mereu împreună în milostenie. Avem vocația bunătății. Și trebuie să repet acest lucru pentru cei care încearcă, în anumite situații, să acuze mereu poporul român de lucruri pe care nu le-a făcut niciodată. Cea mai mare nenorocire este să extrapolezi de la parte la întreg. Din acest punct de vedere, momentul de astăzi este de a ne reconstitui nu doar memoria istorică, ci și obligația noastră morală de a preveni, de a nu mai permite. Sunt născut în Iași și copil fiind, mergeam la biserica armenească, care cu ajutorul domnului Vosganian a primit și a chip exterior minunat. Ei bine, n-a existat nicio diferență între cine a intrat în acea biserică de rit vechi sau biserica albă de Pălăpușneanu. Aceasta este adevărata stare de trăire. Acest popor cu minte, blând și iubitor, întotdeauna nu va ridica sabia împotriva nimănui. Dar nici nu o să mai acceptăm să ni se nege atât identitatea cât și existența noastră în acest spațiu. Există negaționiști ai poporului român în ziua de astăzi din prejurul nostru, distinse prieteni. Suma compozită a poporului nu este numărul, ci trăirea integrată. Iată de ce astăzi
astăzi spun, în numele grupului pe care îl reprezint. Unora le sună mai abitir, alții încearcă să-l maculeze, să-l diabolizeze. În numele acestui grup al unității românilor, vă spunem, sunteți acasă, sunteți în marea familie a neamului românesc, fără nicio diferențiere. Nu doar titlul de cetățean, conform Constituției, vă face egalii noștri, ci omenia, comportamentul dumneavoastră, loialitatea dumneavoastră, puterea de creație, inteligența aplicată, asta ne face să fim nu numai supraviețuitori ai istoriei, ci cei care am depășit împreună marile momente de cumpănă ale acestei țări. Așadar, domnilor, iată cum o zi a tristeței istorice poate să reprezinte, prin ceea ce înțelegem fiecare în timpul prezent, dar mai ales să proiectăm timpul care vine cu dragoste, cu omenie, cu pace și credință într-un Hristos. Amin.